La Paști, de George Topârceanu. Astăzi, în sufragerie, dormitau pe o farfurie necăjite și mânjite 10 ouă înroșite. Un ou alb abia ouat cu mirare le-a întrebat: ce vă este, frățioare? Ce vă doare? Nu vă ninge, nu vă plouă? Stați gătite în haină nouă? Parcă, Dumnezeu mă ierte, n-ați fi ouă! Suntem fierte! Zise un nou rotund și frez lângă pasca cu orez. Și schimbându-și brusc aliura, toate au început cu gura. Până la urmă, tot nu scap. Ne gătește de paradă. Ne ciocnește cap în cap și ne aruncă coaja în stradă. Ce rușine! Ce dezastru! Preferam să fiu omlet. Eu, de m-ar fi dat la cloșcă, aș fi scos un pui albastru. Și eu unul violet. Eu... mai bine ar fi să tac. Așa galben sunt când vine să-mi închipui că pe mine m-a ouat un cozonac.